stat la o tarabă și cine venea, mă, nene, nu, îmi dați voie. A fost pentru eliberare întrebat, de certificare. Eliberare, eu nu vă dacă pot spune dumneavoastră de bani, pentru că eu nu am luat acei bani. Scrie în act. Vă interesează, l-am aici. Bun, mai departe, vreau să spun acelor domni care fac niște afirmații gratuite și cu asta închei. Nu, eu v-am întrebat. Deci, eu nu vă răspund că nu e corect să mă întrebați. Dacă aveți curaj să le spuneți telespectatorilor nu cât ați luat pentru eliberare. Nu spun telespectatorilor, pentru că eu nu sunt cel reclamat, stimată doamnă. Sunteți cel reclamat în dosarul 41 este o, este o falsă afirmare, este o falsă afirmare. Uitați declarația, deci... denunțul denunțătorului, care, dacă vreți, vă dau un xerocopie, citiți-o cu multă atenție și pe verso, adică unde vine cu o completare. Acum m-ați întrebat, lăsați-mă să vorbesc, da? Bun. Și să vedeți pe cine reclamă și dacă este numele meu pus aici. În al doilea rând. Și cu asta, dacă îmi permiteți, închei. Într-un minut. Distinsă, după domnul, am fost condamnat la un an cu suspendat, doamna Crețulescu, m-ați invitat la dreptul la replică, atunci lăsați-mă să am replică. Dacă nu, vreți să aveți dumneavoastră replică, vă dau dumneavoastră. Dumneavoastră. Nu, doamnă. Eu v-am întrebat cât ați luat pentru eliberarea certificatului. Nu ești dumneata în măsură să mă întreb pe mine asemenea treburi. Nu e niciun fals, pentru că actul acela nu-i semnat de mine. Pentru ce ați fost condamnat? Stați că să mă lămuresc și eu. Spuneți-ne dumneavoastră atunci. Da. Că eu acum păi vă spun eu. Păi hai să vă spun. Dar scurt. Deci pentru scurt. Ce ați fost condamnat? Am fost condamnat pentru o scenare în care un denunțător vine la medicina legală să scoate certificatul că avea două plăgi în cap. M-a întrebat cât îmi dați pentru ăștia două zile. 7-8 zile, că mai mult n-am pe ce, că nu-mi de voie. Zice, dar eu am fost internat la Moreni. Bine, domne, uite certificatia. O secundă, înseamnă că judecătorul a fost corupt, nu asta spune nu, asta, că va condamna, că, va, nu, va pentru condamna că nu vorbesc de judecător aici, stimate domnule, eu nu vorbesc de judecător, pentru că la Târgoviște, unde se zice că de aici să pleacă, că eu i-am dat, doamne, nu, judecător certificat că avem lungă, ceva cu ea. Iertați-mă numai o secundă, eu, e poveste lungă, eu vreau să spun doar, vă întreb doar atât. Domnule, la Târgoviște am fost achitat, da? Va găsi vinovat de ceva, de ce va găsi vinovat instanța? Păi de asta, stimate domn, stimate domn, de asta. Dar vreți să citiți actele care sunt aici? Păi n-am timp, dar spuneți-ne noastră. Deci pentru ce anume? Adică ce ați făcut? Ce a zis instanța că ați făcut? Că înțeleg că s-a dat o decizie. Deci la Târgoviște s-a spus că sunt achitat. Am la mine achitarea, da? Distinsă, domn, instanța finală. Instanța finală a zis așa, un an cu suspendare, fără dreptul de a pierde, pentru nu, ce cu anume? Dreptul de a profesa în continuare medicina legală. Pentru bun. Ce anume un an și jumătate? Pentru luare de mită, stimată doamnă, a, ce mă tot omor de cap. Și cât păi a da, fost mită asta să ne spune nu spun dumii tale, că nu știi să numeri până la atâta. Și judecătorul ce a spus? Sta. Așa, ce vreau să vă spun, dacă m-ați invitat la dreptul la replică, dați în dreptul la replică să vă spun eu părerea mea. Și atunci cât până a primit el bani. Da. Stimate doamnă, nu ne-am primit niciun bani. Mi-au fost băgați în buzunarul de la spate. Ce să mai comentăm? Permiteți să vă spun eu cât ați luat, dacă nu vreți dumneavoastră să ne spuneți. Păi spuneți-mi dumneavoastră, că știți tot. Ce vă știu dosar, cât am. Dosar, nu vă spun eu. Scriem dosar. Așa, a fost flagrant. Dar este, stați un pic. Deci ca să iei, trebuie să iei o faptă, da? Care-i fapta? Am dat eu certificatul semnat de mine? E vreun act semnat de mine? Ca să fiu acuzat? Păi dacă a fost flagrant, domnul doctor, stați și amintiți. Stimate domn, vreau să vă spun, uitați, dacă aveți răbdare după emisiune să vă arăt. Spune dânsul, dacă spune acolo judecătorul, mă rog, de la Curtea de Apel Prahova, că nici faptul că nu s-au găsit floreșceină pe mâna inculpatului nu scutește de bănuiala de a fi pentru luare de mită. Pentru că eu, urcându-mă spre cabinet, unde că noi avem la etaj cabinetul, acest rom, să nu-i spun altfel, mi-a băgat în buzunarul de la Raiaț suma de bani care n-am știut-o, dar ăsta este condamnat cu N plus 1 dosare pentru furt, buzunare, deci un găinar. Numai o secundă, a fost flagrant, asta vreau să întreb, că eu n-am înțeles foarte clar cazul. Dacă a fost flagrant, înseamnă că v-au prins cu bani în fapt, asta înțeleg eu. Categoric, m-au prins cu bani în buzunar, dar nu că eu știam de ei. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Așa este, corect. Nu știu, eu nu vreau să fac justiție la televizor. Nu. Eu vă întrebam stimate că doamna Crețulescu a ridicat o problemă importantă. Aceea că s-a dat spate pentru aceste certificate. Stimate domnule, dați-mi și mie voie. Deci vreau să vă spun că pentru condamnarea de un an cu suspendare
Nu s-a dat interdicția dreptului de a profesa medicina legală, nu cum spune domnul profesor Beliș. Și ce vreau distinse să vă spun? Domn, în 2005, doamnă, mă lăsați să vorbesc? Dacă nu mă lăsați, distinse plec. Distinse, domn, haide să lămurim suma. Sunteți, eu vreau să nu lămuresc o sumă, eu vreau să vadă țara că în 2005 am fost reabilitat. Și la ora actuală, asta este reabilitarea, iar ăsta este cazierul curat. Îl vedeți? Arătați-l să-l vadă lumea că e curat. Așa se întâmplă în România. Nu, așa se întâmplă. Așa se întâmplă că ăștia sunt legile. Da, e pe legislație, domnul doctor. A fost filmat cazul ăsta? Stați că eu nu vă acuz aici. A fost filmat flagrantul? Nu. Păi și cum s-a făcut? Simplu. M-am dus în cabinetul de consultații după ce am insistat acestui... Aveați banii marcați? Da, au fost marcați. Păi domnul, tu ai de domnule, ce să mai dați atalantor, poți să pun mâna pe o substanță cu fluoresceină fără să mă murdăresc pe mine? Adică ăla a băgat pur și simplu bani așa, iurea în halat. Nu era halat, domnule, că n-aveam nici halat, că eram în curte. Eram în straie de civilie. Și eu mă urcam pe scări spunându-i, mă omule, adu-mi ce ți-am dat să-mi aduci, adică ieșirea din spital și radiografia. Nu e singurul lucru care îl pierzi odată în viață. Bun. Punem punct aici cu domnul medic. Vom mai reveni. Ce ați înțeles noastră din această chestie? Am înțeles că legea e strâmbă și trebuie îndreptată. Cetățeanul, eu sper ca nou parlament și noua guvernare să asigure cetățeanului bunăstare și siguranță. Bun, eu am înțeles altceva. Am înțeles că avem probleme cu sistemul de sănătate. Eu tocmai am propus introducerea testelor de integritate la Ministerul Sănătății și tot colegiul medicilor a sărit în aer așa, s-a umflat deodată. Eu am înțeles că șpăgile astea 2 milioane jumate sunt mici, domnul Prigoană, la sistemul de sănătate. Păi pentru o operație se iau 1000 de euro. Ce parcă cetățenii nu știu. Pentru nu știu ce alte, la fel, la asistente se dau câte 100 de mii, câte 500 de mii. Nu am înțeles iau. Că avem probleme, nu domnule. E, nu se iau. Dar ce să faci? Se lipesc de mână? Se dau. Domnul Prigoană, haideți, domnule, ce Dumnezeu lui? Cum adică să dau? Așa, din aproape în aproape, în seara asta desfințăm și sistemul de sănătate. Dar ce să facem, domnul, până să-l facem performant, plătindu-l ca să nu mai plece în Germania, au salarii mai bune decât înainte, să știți. Nu mai vorbim de salarii medici ale medicilor. Au salarii mai bune. Știți cât are un salariu? Au salariu mai bune. Știți cât are un salariu medic? Poate fi adevărat. Știți cât are un salariu medic de familie? Ajungeți până la 100 de milioane, nu vă supărați, mi se pare puțin. Nu e adevărat? Luăm mâine salariile și facem o emisiune. Haideți să nu trecem peste caz totuși, pentru că am văzut cine eliberează certificatele medico-legale. Am văzut cazul cu instanța din Botoșan, am văzut cazul cu reținerea... Da, cazul că nu mai avem medici. Cu mușcătura. Că mari oameni din toți au plecat asta, din țară. Au plecat. Vedeți că peste tot e ceva viciat, eu vă întreb. Nu, dar asta e un lucru mai grav. E adevărat că putem discuta despre... Dar chestiunea mai fundamentală... În direcționarea în fondurilor astea publice e prost făcută în momentul de față. Da, cum să fac 7 televiziuni publice în loc să plece banii în sănătate și în biblioteci. E atât de grav faptul că rămânem bolnavi și pleacă medicii. E atât de grav faptul că pentru o mare operație de 80.000, de 90.000, de 70.000 de euro se face chetă, se face intervenție la Ministerul Sănătății. Când oamenii la care merg acei copii sau acei maturi sunt cei pe care noi de aici îi izgonim cu salariile mici. Și eu n-aș vrea, că vorbea de justiție și judecători, n-aș vrea, vorbind despre medici numai în acest fel, să creăm impresia că asta e marea problemă a țării. Marea problemă a țării e că valorile ei pleacă, după părerea mea. Pleacă și că rămânem ca niște barbari aici. Domnul Păunescu. La fel se va întâmpla cu viitorul guvern, ca să revenim la nu povestea știu. Aia. Nu știu. Toată lumea promite la ce trebuie. E o problemă cu direcționarea banului public, că revenim la banul public. Deci trebuie banul public direcționat exact unde trebuie. Pentru că în momentul de și față... furat mai puțin, probabil. Dar nu e vorba de furăciune aici. Banul public e direcționat prost. Că nu e furat nici într-o parte, nici în alta. Sunteți se sigur? Fac 7 televiziuni publice, în loc să fie una sau două bune de calitate de informație, decât 7 proaste. Și de-aia se îmbată judecătoarea, domnul Prigoană. Cum să nu primească bani în plus, domnul Păunescu? Domnul Prigoană, de-aia se îmbată judecătoarea, pentru că nu se fac. Nu, domnul Civică, iară luăm o casă întreagă și o punem la zi și o judecăm pentru un cetățean. O judecătoare. Nu e o judecătoare, e un cetățean al României, domnul meu. E judecătoare. Pe domeniul public e cetățean, nu e judecătoare. De-aia s-a îmbătat când se direcționa banul public prost?
Aveți, domnul, da, acesta nu, care a avut probleme cu șpagă pe care a luat-o, el zice că n-a luat-o, normal, tot se apără. El de-aia a luat sau n-a luat? A luat, mă rog, a luat din pentru că era un pentru că salariu? E direcționat, da? Banul. Da, 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 pentru că nu convins de treaba asta? Păi sunt convins. Stați puțin să